A revenit în direct, oameni buni. Astăzi avem un sărbătorit. E vorba de un prieten pe care îl cunoașteți pentru că a fost aici cu noi la emisiune. Am făcut echipă când era competiția Survivor. Este Coleguțu, da, oameni buni. Este un campion de MMA. Îl cunoașteți, Cristi Mitra îl cheamă. Iar astăzi putem spune că a depășit pragul celor 40 de ani pentru că a împlinit 41. Așadar am pregătit și câteva surprize aniversare, dar trebuie să-i spunem la mulți ani. Coleguțul nostru, Cristi Mitra! Coleguțul, la mulți ani, să fii fericit! Băi, ce chestie, deci ziua ta e în aceea zi când sărbătorește și vorbește lumea. Ai văzut cum ne-am născut? Sau... Da, da, Doamne, ia un loc aici. Cu destinul. Perfect, destinul. Cristi Mitra, oameni buni, sărbătorit. La mulți ani, spune-mi întâi de toate dacă ești fericit de ziua ta, tinere. Da. Cât de fericit? Nu, astăzi sunt foarte fericit, m-am trezit foarte frumos. Te-au sunat toată lumea să zică la mulți ani? Am terminat bateria de două la telefon. Adică înseamnă că ești vin? Sunt încântat. Da? Da. E bine? E bine, e foarte Torta bine. Torta ai mâncat? Am mâncat un pic cu copiii la serviciu. La serviciu? Da. Ce ai mâncat? Un pic de tort, un pic de ceva mâncare tailandeză cu tati. Am mâncat și v-am adus și vouă, nu mai fi pufi. Mulțumesc. Dar e o gust și din ăsta. La mulți ani din partea noastră. Mulțumim. Stai că avem aici furculiță, lingură pentru tine, tot ce trebuie. Asta e cadoul nostru pentru tine. Știu că te așteptai la unul mai mare, dar am zis că tu oricum ești mereu la dietă și n-are rost. Nu mai sunt la dietă de vreo două săptămâni, băiatul meu. De vreo două săptămâni? Tu ce faci, băiatul meu? Tu mănânci întâi dulce și apoi mănânci mâncare de obicei sau cum e? Păi dacă mor. Și dacă mor cum? Și dacă mor mănânc întâi dulce. Da? Exact, dar eu zic stai, nu te grăbești, stai un pic așa, pentru că astăzi este ziua ta și atunci m-am gândit să-ți spun la mulți ani încă o dată. Păi, Cristi, uite, ia vezi, ce avem aici? De ce ai făcut, fratele meu, unde vrei să mă trimiți? Ia vezi, ia vezi ce ai. Nu știu, nu știu unde te trimite viața, mâine, poi mâine, așa că mănâncă acum cât e... Mă văd de ce costă? Avem un contract cu un restaurant care ne livrează platouri tradiționale și de asta avem... Fratele tău nu ți arată că am făcut o prăjori de ăștia? Dacă tu nu ești la dietă, m-am gândit pur și simplu că astăzi, uite. Dar și eu mă apuc să mănânc ca prostul, direct în ele mă duc. Da, ar fi păcate, ziua ta, 41 de ani. Da, îmi ajută, ce să zic, dar eu mănânc ce așa. Ce poți să dorești să fii verde ca cea pe aia toată viața? Mulțumesc, ce faci toată lumea? Nu, serios, m-a chemat ca să mănânc chestii. Asta e, m-am gândit să... M-am gândit că n-am avut ce să mănânc zilele astea, de când nu ne-am văzut. Exact. Cristi Mitra este omul care ține legat, uite, și de doctorul Cezar, post, nu intermitent. Intermitentul, da. Intermitent, dar ții post doar cu apă câte 7 zile. A fost toată, a fost un record, da, 7 zile cel mai mult. 7 zile ai băut doar apă? Da. Și a fost bine? Da. E foarte simplu, adică, e foarte simplu, eu tâmpenie, iertați-mă. Ca să vă explic pe simplu, postul intermitent este o lecție de voință, este un test de voință enorm de mare, adică dieta cura în sine. Nu vorbim de chestia asta, că vine și doctorul ca să povestește exact, da? Mai rămâi cu noi. Că acum am gândit de ziua ta să nu le amestecăm așa. Vorbim cu doctorul Cezar imediat de postul intermitent și ce înseamnă să bei apă și cât de mult te ajută. Dar fii atent, uite-te la televizor un pic acolo. Da. Uite-te la televizor. Și acolo. La mulți ani, Mituț! Vicleanule! Te pupă, sora, te iubește, să fii sănătos, împlinit și să te folosești cât mai mult de râsul ăla molipsitor, că nici n-ai idee cât de mult bine le faci oamenilor din jurul tău. Să rămână, te iubesc. Să aveți petrecere frumoasă. Poate ne întâlnim să dai și de băut. Asta o zic așa, printre altele. Că zici că fugi de mine în ultimul timp. Nu știu ce-i cu tine, doar pe la măruță te mai văd. Ești luată, aveți sora, contract semnat ceva? Dacă n-am măruță. Vă pup, distracție plăcută. Să rămână, te iubesc, să rămână. Râsul molipsitor. Da, mă, ești magnifică, fata asta. Îl facem și ringtone, dar mai încolo, când o să fie cald. Okay. Hai să vedem, ia uite-te la televizor. La mulți ani, Mitruț, te iubesc de mai pot. Aș vrea să trăiești mai mult ca mine, atât de tare ți la tine. Și să trăiești bine și frumos, așa cum știi să faci. Și să faci ce-ți place, dar și ce trebuie. Te iubesc tare și te pup mult, 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 mult. Te iubesc din suflet. Ancuța este prima care mi-a spus la mulți ani astăzi. O iubesc și eu din suflet. Este un om în viața mea foarte important. Foarte important și ești că mă emoționează. Când ți-a făcut urarea, imedită urarea. Da, da, sunt niște oameni foarte frumoși, ce să zic. Mă bucur, eu sunt fericit în viață, e greu să ai asemenea oameni lângă tine. Bună zi, Clean, astăzi este ziua ta, îți doresc un sincer la mulți ani. Îți doresc să rămâi aceeași persoană, plină de viață, plină de umor,
Să ai o zi minunată, Mitra. Te pup. Ne vedem acasă. Beni, campionul sufletelor. De-abia aștept. Beni a plecat să se antreneze, are meci. M-am mor. De unde i-ați găsit pe toți astăzi? Nu știu, ziua ta mai avem. Mai vrei să mai vezi? Da, normal. Hai să vezi, ia. La mulți ani, băi, să ne trebuie să fii sănătos, împlinit, happy 41. De trecere frumoasă. Mare frumusețe, bă, frate. Azlia. Sărumă, da, ce vecină. Ce unghiare? E superbă, da. Mai am? Hai că eu pot stau aici până spune mâine. Spune-mi care în ăștia 41 de ani când faci așa un bilanț, care e cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat în viață? Nu știu, sunt multe momente. Dar sunt chiar foarte multe momente. Pe mine, ca așa mă gândeam și eu la ce ai de transmis, ce ai învățat. Ce... Bă, știți ce am învățat în viață? Că nu poți să ai regrete, că până la urmă totul a fost o decizie. Indiferent cum a fost, secunda aia, tu ai decis, tu ai ales lucrurile alea. Așa că orice s-ar fi întâmplat, a fost alegerea ta personală. Eu sunt mulțumit cu oamenii de lângă mine, exact cum sunt oamenii ăștia de aici. Mai am încă o parte pe care nu-i cunoaște nimeni, bineînțeles, că sunt din copilăria mea. Sunt oameni ca voi care m-au sprijinit și m-au ajutat de câte ori a fost cazul și au crezut în mine și m-au iubit și m-au respectat. Și atunci, mai mult dată, eu n-am nevoie. Ai zis de copilărie? Da. Ia uite, bă, băiatul. De ce? Cred că ești tu. Dar nu-mi dau seama dacă ești tu, că aici aveai păr totuși în poză și n-aveai tatuaje. Nu știu dacă dar ești tu. Dar nu e aia când sunt dezbrăcat, nu sper. Câți ani aveai aici? 2-3 ani. Ți-aduci aminte de perioada aia? Un pic, da. Alergam, că eram pe la țară, nu știu, aveam... Ne alergam cu niște olițe în cap sau ceva. Eu cu fratele. Foarte frumos, nu? Da, mame! Aici? Asta cred că a fost prima poză de buletin. Uite, am avut păr, vezi? Degeaba zici. Da, 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 exact, și ai păr, dar și n-aveai tatuaje aici. N-aveam. Aici făceai lupte? N-aveam, mai târziu. Nu făceam aici, făceam ruibi, frate. Erai la ruibi aici? Da. Așa aveam, aveam și cercei la ruibi. Aveai mustăcioară? Bine, mulțumesc frumos că te-ai tu. Aveam și un pic de puf. Nu, dar asta e perioada aia și am poze la fel, da, cu mustăcioară atunci când apare. Aveam un pic de puf. Da. Cred că e 94, 94. Uite-vă cum trece timpul. 49. Nu mai îmi spune, te rog eu. Uite-vă, băi, hai, dă asta de unde le-ați dat? Ăsta mic care vorbeai la telefon? Terminați-vă când aveam Bosch de ăsta Ericsson. Nici nu erau telefoanele mobile inventate. Foarte simpatic, uite, drăguț. Da, eram frumușez, acum nu știu ce am pățit. El e Cristi Mitra, oameni buni, deci a avut la un moment dat și părul lung. Mai vrei să mai ai surprize pentru tine? Da, normal. Îți place așa de ziua asta, să fii surprins, nu? Da. Ia, hai să vedem. Da. Hai să vedem. Nu, mă uit. Ia uite. E ziua ta și știi că nu e drag cu tine că am stat aici la Survivor împreună. Da, dau un pic asta o parte, pot? Da. Te rog frumos. No, oricum, e acasă, adică stai liniștit. Toată... Tu acasă? Da. Super. Ia. Ta-na! Bă, ce drăguț. Ăsta ciucă l-a ambalat. Cine l-a ambalat? E ciucă, să știi că transmite și el salutări. Unde e ciucă, fratele meu? Ciucă a avut ceva treabă astăzi. Și... A zis să-ți spunem la mulți ani, ia deschide. Și mie l-am, frate, m-am și speriat, trebuia să zic o prostie. A, astea-s de alea de vitamine. Yeah. A, da. Mamă, astea sunt de bun augur sau pe dos? De-aia un pic, deci nu ți-a luat așa. Am luat cotieră. Mulțumesc mult, frate. Ia-o tu, pare că am dat să mai lasă-mă un pic. Da, mi-a luat pentru un fel de fașă. Nu, dar ne-a inspirat vârstă, ne-a zis la farmacie și am zis, doamne, ce vreți să facem un cadou la un băiat care a plinit 41 de ani, ce putem să-i facem? Și băiat, uite, a dat asta de frecție. Vreau să zic, mă uitam la asta, să nu fie puterea ursului sau ceva. Uite, un somn odihnitor. Ăla e foc. Cu hamei, da, și busuiocă, uite ce ai. Da, hamei aveam nevoie. Ți-am luat și de asta, de urologic. Ăsta e pentru prostată. Bă, cum ai ghicit după mine? Cum ai ghicit, mă, frate? A fost bună gluma asta, bună, uite... Ceai laxativ? Nu, dar după vârstă, stai să vedem exact tot ce ți-am luat. Da, mi-ai dat să combin astea, da, între ele. Să... Uite, ți-am luat și curățarea colonului, ajută, de 82. Nu, mă, dar asta e cea mai tare, asta e pentru dinți, este? Care, ce? Asta e să-ți lipești...
Asta e pentru asta, da, pentru gutiere de aia, cum se numește? Da, prate, placă. Pentru placă, da. Aici, uite, ți-am luat și coada șoricelului. E, cu aia ce vrei să fac? Păi stai că-ți spun eu la ce te poate ajuta chestia asta. Dar, mă rog, tu te-ar trebui să știi că tu ai depășit. Eu cu șoricei sunt... Ia uite, îți oferă în mod garantat efectul așteptat. Fiecare lot de plante medicinale a fost supus unui set, mă rog. Bă, dar ce-ți faci asta? Stai că te ajută la ceva. Da, pentru a calma iritațiile urinare. Mă am cu transpirații, nu e de glumă. Cu adașor celuite pentru suspensie urinară. Ai chestii astea? Suspensie urinară? Frate, în sport! Suspensia mea urinară e balciu. Și ți-a luat și ceai de tei, asta da, știi pentru ce, nu? Da, să mă calmeze. Da. Asta, eu zic că... Mamă, când ți-ai zis că e forța ursului, nu mai căzut. Yeah. E forța ursului. Asta, bă, asta era o glumă, dar mă gândesc că la un moment dat chiar îți trebuie. Asta, hai, bagă-l aici. Serios? Zi, Doamne ajută! Că totuși am investit ceva, să te duci doar la terminul de expirare, că nu ai mult timp. Și ăsta e organizator de medicamente, știi? Luni, marți, miercuri, joi, ți-o pui aici. Da, pe am ajuns la perioada aia în care... Exact, hai, Doamne ajută. Uite, mai vrea să te salute cineva prin intermediul imaginilor, dacă da, pot să spun așa. Da. Am niște imagini care sunt convins că o să-ți placă. Da. Ia. Știu că bă, e... Bă, bunica, bă. Știu că înseamnă mult pentru tine. Câți ani are bunica? Face, cât face, Doamne iartă-mă, 86? 85-86. Te-a crescut? Da. Și cum era? Cum era? Ce-ai învățat așa și de la bunici întotdeauna înveți? Da, bunica e un care am petrecut cea mai mare parte a copilăriei mele și cu bunica și cu bunicul. Uite, și aici. Vezi cum e viața asta? Da. La râs, la plâns, ca un carusel, știi? Da. Când râzi, când te nepădesc amintirile, cu de toate. Gata, bă, Mitruț, vine, Clănuț, revinu-ți! E un om important, nu? Haide să vezi aici, că mai am ceva pentru tine. Ce mai ai? Mai lasă-mă! Mai am cadou, uite! Nu mai am cadou! Nu e mic, e scurt. Nu e mic, că ăsta se face mare. Știi? Că tu te tot faci. Omul e campion la MMA, oameni buni. Și mai există antrenamente și uite. Da, sau poți să te duci pur și simplu la club. Să stai cu el așa. Ia, vezi, stai să-ți potrivește. Stai să-ți dacă ți se potrivește. Ia. Nu, e ceva rău. Dar ce-mi dorești tu mie? Să mă nu, dar pur și simplu mă gândeam. Arăți și foarte bine dacă te duci în club, de exemplu. Ia stai acolo, bine? Ia stai așa cu, la club. Ca și cum stai, spui un ghiul de aur. Ești ca un lord englez, ia uite. Uite-l, mă. Lord englez. Asta e, lord englez, perfect. Pui acolo un desta un ghiul și totul e perfect. Da, stai un pic. Ferească mi fie, sunt tata Leiti, ești nebun. Și asta e cred după tata... asta e după club, duminica dimineața când te duci să faci cumpărăturile. Eu nu mai zic. Ce? Cum e poza asta, mă? Fă poza asta, fratele meu, că nu e. La mulți ani. Fă poza asta, băiatul meu, că m-a făcut tânăr foc. E bun. Asta e când ești la club, și asta te zice, băi, dar nu te ajut la... Fii atent. Deci asta e cel mai mare, cel mai tare banc pe care l-ai putut să-ți pui tu vreodată. Care? Zii un banc cu cineva tânăr și mi-a dat astea mâini. Nu mă, dar stai un pic. Te duci la piață, vii cu pepeni în mână. Deci cumperi și tu 2 kg de cartofi, vii cu ei în mână. Uite, mă, ce mi-a făcut ăsta. Ia, hai. Ia, deschide un pic, aia să-ți bag medicamentele, că ar fi păcat să plecă. E, bagă și mâncare, băiatul meu. Ia, asta? Bagă și mâncare, să fie cadou. Remediu tradițional, da, simptome de gripă și răceală, burtieră, burtieră, mâncați. Mă, nu știu, da, mă, asta e burtieră. Uite, chiar burtieră. Burtieră, asta e brut de ăla, știi, de... Ok. Asta e pentru când ai probleme... Da, mă, da, da, dă-le în coadă, dă-le, Doamne, lasă-mă! Coada șoricelului, știi, pentru... Bagă! Curățarea colonului. M-a luat cu căldură, bă. Asta, curățarea colonului. Ia, laxativ. Dacă poate n-ați auzit, mi-a luat și laxativ. Întotdeauna noi răsplătim pe invitații după necesitățile lor și după ce aflăm de la prieteni și rude că practic au nevoie. Bandaj. Da.
sunt. Na. Ești pe... Păi cum e, mă, asta, mă, să mă... Extraordinar! Mulțumesc frumos la toți băieții, mulțumesc mult! Vezi, mă, și la Vorbește nu m-a invitat să fac așa. La Vorbește lumea nu te-a invitat? Nu, mă, tot eu le-am dat prăjituri. Da? Bravo! Dar poți să le transmiți o urare, că azi au venit 7 ani. Impresionant! Au venit 7 ani! Dar nu le-am zis! La 10 ani vezi că eu prezint. Cum? Deci, practic, se anunță schimbarea la 10 ani, Cristi Mitea, prezentator. Mai ales vrea cineva să zică la mulți ani. E în Elveția. Unde? În Elveția. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Să ne trăiești, să fii cel mai sănătos, te pup cel mai tare și aștept să te văd. Dai de băut. Te pup tare, la mulți ani. Okay. Vocea lumii, bă, băiatule. Sănătos, sănătos o să fii, că te-am ajutat și noi. Că relaxativ. Mă găsească să acum patron de sanatoriu. Și la Luca ți-a zis la mulți ani. Să rămân, la Luca e o dulceață. Bravo, bă, dar i-ați găsit voi așa. Da, mă, am găsit, să știi. Și pentru că ești foarte drag și ești coleguțul nostru, am zis pur și simplu să zicem la mulți ani și ți-am dat șervețele astea să ștergi, uite așa, că ți-au trecut apele. Bravo. Ești un supraviețuitor. Mi-a dat. D-astea de octogenar mi-a dat. Mă șterge ca pe handicapați. Am grijă de tine, asta înseamnă. Mai vin. Hai că l-am adus pe domnul doctor. Haide, vin. Haide. Mergi, vorbim și cu el? Da. Haide, vino și la consultație. E cardiolog, să știi. La bază e cardiolog. Lăsați, că la inimă stau prost. Vine probabil un om pe care l-așteptați foarte mult astăzi, oameni buni, pentru că vorbim despre postul intermitent și nu numai. Îl avem și pe Mitruț aici, care, serios, omul ăsta 7 zile a băut doar apă. Vorbim despre toate aceste beneficii cu doctor Cezar! Salut, doctore! Ce faci, doctore, cum ești? Trend, postul intermitent. Postul intermitent, postul intermitent. Mitruț, du-te să-ți iei și tu scaunul ca să vii aici. Acum la bar. Acum mă duc, frate. De ziua ta du-te să-ți iei un scaun. Hai, mă. Bine că n-ai zis altceva să fac. N-ai zis altceva să fac cu scaun. Bun, haide, vino aici. Mitruț, ia și tu un loc aici. Bună ziua, domnul doctor. Bună ziua. Crezi că putem să-l ajutăm un pic? Am plinit 41 de ani. Da, și are niște mici. Tot 41 de ani. Și el e sportiv de performanță, campion de MMA. Doamne, da, ajută! Știu, și felicitări pentru toată cariera. Să rămână! Ce e de făcut de acum înainte? Asta da, vreau să pentru zice, că putem să-l ajutăm. Ce am observat, mare atenție, foștii sportivi de performanță, când se lasă de sport și se lasă de viața pe care au dus-o, se duc au în extrema cealaltă și au nevoie de coada șoricelului. Dezechilibrul metabolic este mai mare decât la cei care nu au făcut sport. Deci foștii mari sportivi, mai ales în sporturi grele, culturism, haltere, rugby, box, dacă se lasă, gradul de obezitate este mult mai mare decât la cei care... Au avut un metabolism, și-au adaptat metabolismul la acel nivel și apoi dacă se rup complet dezavantajele cardiovasculare, vorbesc aici de inimă, dar nu doar de inimă, toate... Sistemele sunt afectate dacă te lași de sport, mai ales dacă ai făcut sport de mare performanță. Ideea este să facem sport de anduranță, nu la nivelul la care am făcut atunci în performanță, să păstrăm un anumit nivel, o anumită rutină, de 3-4 ori pe săptămână, da. O oră pe zi. Da. Legat de post, a ținut 7 zile doar apă. Asta a fost mai mult un test de voință. Din punct de vedere metabolic, nu recomand atât de mult. Recomand mai bine de 3 ori câte 2 zile. Adică 2 zile... Într-o lună? Depinde cine cât vrea să slăbească, ce program da, are. Da, e vorba de sănătate aici. E vorba de sănătate. Da. Păi pentru sănătate trebuie să ajungem la un echilibru. Sănătate înseamnă o îndepărtare de acel echilibru. Și unii oameni sunt mai dezechilibrați, da? Și alții sunt mai aproape de linia de plutire. Cu cât ești mai dezechilibrat, cu atât îți este mai greu să ții postul. Cu atât misiunea este mai dificilă și atunci trebuie să o faci mai treptat. Adică nu începem, cei care au probleme mari metabolice, au obezitate foarte mare, nu rezistă 2 ore până dacă nu mănâncă sau mănâncă de 7 ori pe zi și apoi tot timpul simt nevoia să ronțeie, acei oameni ar trebui să înceapă postul mai ușor, mai treptat, să se acomodeze. Adică să prelungească fereastra dintre 2 mese de la o zi la alta.
să nu se forțeze prea mult, să nu se streseze prea mult, să țină neapărat 7 zile. Da? Să țină la început jumătate dacă de zi. Dacă vreți, când îmi permiteți, eu vă spun și cum am ajuns acolo, că poate ajută pe da. Cineva. Da, da, da. Păi hai. Uite, tu suntem aici la o discuție asta foarte zic. Interesantă. O luăm de la început ca niște începători, ca niște oameni care nu am știut cu ce se mănâncă. Eu m-am jucat, sau mă joc cu, între ghilimele, cu fastingul, cu dieta de genul acesta, de vreo 3 ani și ceva, 3 ani jumătate. Plecând de la un om care, repet, n-a avut nicio informație legată de așa ceva, tot așa din auzit, am început să mă documentez. Exact cum spune și domnul doctor, trebuie să încep de undeva de jos. În mintea mea totul este un exercițiu, ca în orice alt domeniu, dacă vrei să performezi, da, o iei de la mic la mare. De la mic la mare. Este de un la exercițiu la și mental și fizic. Fizic, datorită programului, orelor cu care... Adică trebuie să renunți la niște obiceiuri proaste pe care le-ai avut și trebuie să-ți însușești altele noi. Asta înseamnă, de exemplu, eu am plecat de la 16 ore ca orice om. Da. Am plecat la 16, m-am dus în 18, în 24, în 3 zile, în 4 zile și așa mai departe. Asta într-o perioadă îndelungată. Adică nu înseamnă că am făcut 4 zile și în primele 2 săptămâni. Asta este strategia pentru cum se face. Exact așa adică se face. Prima oară am făcut 3 zile consecutive după vreo 2 luni jumate de încercări. Da. Am luat-o treptat. Când ajungi la un anumit echilibru, nu mai e nevoie să faci 7 zile. Sutraf. Eu nu recomand nimănui să facă chiar atât nu, de mult. Nu, e un challenge pentru mine, că, corect. Am vrut să hormonul de creștere, HGH-ul, somatotropul, crește în primele 24, 48, 36 36. De ore până la un anumit nivel, pentru că noi căutăm hrană și dacă n-am găsit, trebuie să ne crească performanța și șansele. De exemplu, leu, dacă nu vânează în prima zi, el nu se întindă pe jos să aștepte să moară. Da? Se ambiționează și devine mai puternic, mai puternic, pentru a avea șanse de supraviețuire. O zi, două, trei, patru, cinci. La un moment dat, dacă totuși nu și nu și nu, scade metabolismul. Normal. Și se duce pe modul economic. Deci la început se activează metabolismul, să-ți dea mai multe șanse, apoi scade ca să, băi, totuși nu găsim hrană, hai să mai să economisim. De aceea un post, zic eu, de 2-3 zile intermitent, făcut din când în când, o dată pe săptămână, să zicem, este mai benefic decât un post de 7 zile făcut o dată pe lună. Dar este spune oamenilor care sunt beneficiile, pentru că oamenii ar trebui să înțeleagă că dacă îți fac postul ăsta intermitent de minimum 16 ore între ultima masă și prima masă, ceea ce sau să nu mănânce să o zi nimic, da. 24 de ore nimic sau 2 zile și beau doar apă, ce avantaj au? Ok, avantajele vei spune doctor. Eu vreau să fac o paranteză aici, mare, pătrată, nu mai știu cum era pe vremea la școală. Acoladă. E foarte importantă, da, acoladă, să înțeleagă lumea, odată pentru totdeauna, că auzi tot timpul și domnul doctor cred că a auzit de 1 miliard de ori, a, ce fac, dar după aia mă îngraș. Bă, oameni buni, hai să înțelegeți ceva. Dieta e o matematică simplă de clasa 1, trebuie să dai afară, să consum mai mult decât bagi înăuntru, corect? Da. Adică, puteți să țineți voi și 14 zile, nu 7 cum am ținut eu, dar dacă reveniți și mâncați jumătate din tortul ăsta pe care l-am primit eu cadou acum, degeaba le faceți și degeaba întrebați dacă slăbiți sau nu. Da? Deci, nu merge ca o dietă, ca o cură de slăbire, dacă... Exact. E un stil de viață, e un lucru pe care trebuie să-l faceți îndelungat. Da? O perioadă îndelungată, să vă învățați să mâncați în stilul ăsta și trebuie să aveți foarte mare grijă la porționare și la ceea ce mâncați și combinați ca aliment. Și poți să faci acest stil de viață dacă îl întrerupi și cu viață faină. Adică dacă ești doar într-o dietă și într-o restricție și nu îți permiți din când în când câte un tort, câte o plăcere de asta, așa zis, vinovată, atunci ești în frustrare. Și după ce închizi dieta, nu mai reziști și rămâi în partea altă. Deci când o faci intermitent, să zicem, o zi, două pe săptămână, apoi în restul săptămânii mănânci sănătos în mare parte, 80%, dar în weekend sau când ești într-o anumită situație, mai ciugulești ceva, nu-i nicio problemă, dar nu cu vinovăție. E foarte important să trăiești viața fără vinovăția că ai greșit, că te-ai bucurat de ceva. Dacă o faci având cumpătare, echilibru, poți să te bucuri de absolut orice. Foarte important ca înaintea, și vreau să dau niște informații acum despre cum se face. Și apoi care sunt beneficiile, care sunt beneficiile. Chiar un video cu cele 30 de 33 de beneficii. 33 de beneficii pe care le ai dacă ții postul intermitent. Păi, da. Zine exact cum, deci se, cum face. Se face. Treptat, fiecare persoană să-și testeze limitele și dacă devine prea greu și sunt, să zicem, după 24 sau 36 de ore de mâncat. Dacă mă simt energic, mă simt bine, pot să mai prelungesc puțin. Dacă mă simt foarte leșinat și chiar simt că sufăr foarte mult,
opresc postul, încep să mănânc câte puțin, o zi, două, trei, mănânc chiar normal. Dar și... nu săriți într-o șaurma. Și... După trei zile nu într-o șaurma. Nu sărim într-o șaurma, o luăm treptat așa. E bine să mănânci după două zile de post de intermitent sau de post doar cu apă. E bine să mănânci fructe, legume, să mănânci... Ceva foarte ușor de digerat, da, ceva... sistemul digestiv consumă foarte multă energie și dacă a fost în pauză, motorul, iarna, trebuie să-l lași puțin la încălzit. Nu poți să-l pornești din prima. Deci e foarte important ca, să zicem că mâine vrem să facem post. La masa dinaintea postului să mâncăm mai multe grăsimi și să nu mâncăm zahăr și carbohidrați, pentru că a doua zi ne va fi mult mai multă foame, va fi mult mai greu de ținut. Deci dacă mâncăm o dietă keto, dar atenție, nu recomand dieta keto pe termen lung, să nu se facă confuzii. Din când în când, mai ales în zilele, la masa dinainte de post. Adică ce înseamnă asta, să le spun? Asta înseamnă grăsimi. Mai multe grăsimi, proteine, vegetale, dar fără carbohidrați. Fără pâine, paste, cartofi, zahăr, sucuri, dulci și așa mai departe. Asta fără dulce. Fără dulce și fără pâine, cartofi, tot ce înseamnă carbohidrați. Orez. Normal, la keto nu există nici fructe. Nu există nici fructe, da. Eventual sunt permise fructele foarte puțin dulci. Banane verzi sau, eu știu, măsline, măsline considerate. Uite, 34% au răspuns la QR code și au ținut post intermitent. Restul de 60%... Poți să încerce. Vreau să le zic așa. Foamea este doar o senzație. Dom'le, ce facem când ne este foame? Să înțelegem că această senzație este un semnal de frică ancestral care ne obligă să mergem să căutăm de mâncare, pentru că următoarea masă nu este asigurată, nu este garantată pentru nicio vietate pe lumea asta. Leului sau așa nu îi garantează nimeni că va prinde gazela. Exact. Da? Vrăbiuții, nu îi va garanta nimeni că va găsi un bob de ceva. Da? Ea trebuie, e în această căutare și se activează aceste mecanisme de frică. Dar noi în anul 2022... Noi suntem obișnuiți să avem totul sub nas, suntem obișnuiți să avem trei mese pe zi. Și nu mai avem nevoie să ne fie frică, da, să ne activăm fricile. Că vom ști că mâine, poi mâine, voi avea de mâncare. Nu dispare. Atunci, mâncarea de conștientizez, planetă, domnule, este o stare, va trece. Încă. Da. Altă, e foarte important să nu ne expunem la tentații. Dacă anturajul, prietenii cu care colaborăm, îi vin și ne pun sub nas prăjituri și noi suntem în fasting, nu vom rezista. Pentru că în momentul în care deja ai văzut, ai mirosit mâncarea, începe secreția gastrică și e foarte greu să reziști. Trebuie să fugi de tentații. Să... Ca la Pablo. Exact, exact. Și dacă ai salivat și ai început să secreți acid gastric, te doare stomacul și mai rău te frustrezi și nu este ok. Deci dacă cumva ai nimerit, ești pe fasting și ai nimerit într-un context, ia toți mănâncă și îți face poftă și simți că ți este poftă, ia și mănâncă. Pentru că deja ai declanșat digestia. Trebuie să știi dinainte cum să eviți astfel de situații și oamenii de acasă să te susțină, partenerul de viață. Dacă tu vrei să faci fasting și partenerul de viață prăjește niște... Să-i fii rușine, domnule, n-ai voie să faci nici măcar două prăjite. Da. Trebuie să meargă împreună. Trebuie să meargă împreună pe drumul ăsta să le fie mai ușor. Apoi, hidratarea. Bem apă, dar dacă ținem prea mult fasting și bem prea multă apă, se elimină săruri, de aceea e bine să luăm și săruri. Săruri de magneziu, săruri de potasiu, să luăm vitaminele B și C, dar atenție, nu vitaminele liposolubile, nu vitamina D, A, E, K. Aceste vitamine au nevoie de mâncare ca să poată fi absorbite, pentru că ele se dizolvă, sunt considerate ca și grăsimi. Și trebuie să se secrete bilă. Dar bila se secretă atunci când mănânci. Deci nu poți să le absorbi dacă nu mănânci. Când faci post, adică când nu mănânci, în pauza așa, poți să iei săruri, vitaminele hidrosolubile, B și C. Poți să iei tărâțe de psiliu, de exemplu. Se umflă așa în stomac, în intestine și creează sensațietate și nu strică postul. Bei cafea fără zahăr, ceai neîndulcit și cam atât. Nu prea. Iar beneficiile, iar beneficiile sunt imense. Beneficiile sunt o infinitate. Nu? Autofagia este un proces de reciclare celulară, de regenerare. Este cea mai tare, s-a luat premiul Nobel în 2016 pentru microbiolog japonez. Da. Apoi faptul că scade rezistența la insulină, care în momentul de față este cea mai mare pandemie la nivel global de dezechilibru metabolic. Adică oamenii mănâncă mult prea mult și mult prea des. Nu suntem adaptați pentru acest comportament alimentar. Niciodată, nicio vietate nu este adaptată la așa ceva. Să mâncăm nu știu câte mese pe zi și gustări între mese, să ronțim continuu.
Oamenii întreabă, domnule, de ce te faci dacă te roade stomacul? În primă fază, în primele zile, așa va fi. Stomacul începe să se contracte ritmic când primește senzor. Te gândești la mâncare, vezi, îți miroși mâncarea, ți-a scăzut glicemia. Trebuie doar să înțelegi că fenomenul ăsta va trece, să nu te sperii. Deci, principalul lucru pe care să-l învățăm acum este să scăpăm de această frică, frică că murim. Nu moare nimeni de foame. Chiar și cel mai slab om poate trăi o lună de zile fără mâncare. De aceea țineau mulți, cum era înainte, greva foame și se părea că e un act eroic. Pur și simplu, oamenii își făceau un bine. Bine, acum dacă dura mai mult de o lună, da, două, dar nu erau conștienți. Da. Dar o persoană cu surplus de kilograme poate trăi. Acum, nu este neapărat sănătos. De aceea, eu recomand și repet, postul intermitent, făcut intermitent, câte puțin. 2-3 zile, iar mănânc 2-3 zile, nu m-aș duce în 7 zile. Recordul meu personal este de 3 zile și jumătate. Și am simțit de la acel nivel că mă deteriorez. Eu nu aveam nevoie neapărat să slăbesc. Pentru mine a fost ok, dar cine vrea să slăbească poate să țină astfel de post de 2-3 zile în fiecare săptămână. Da? Și o ține 2-3-4-5 luni, după care când ajunge la un anumit echilibru, ține doar de o zi. Eu, de exemplu, acum țin doar de o zi. O zi și... Dar o zi în care nu mănânci. Nu mănânci deloc. Nu mănânci deloc și în alte zile sar peste micul dejun. Și asta e că am ajuns deja la echilibru și o fac doar pentru sănătate, nu pentru a slăbi. Dacă aș avea nevoie să slăbesc, probabil ar trebui să țin o zi și jumătate sau două zile. Pe lângă toată chestia asta, adică slăbi, neslăbi, e vorba de sănătate. De și sănătate. Asta mi se pare foarte tare, că celulele tale bune le omoară pe celulele încă un lucru, previne și asta se va demonstra din ce în ce mai mult în următorii ani, scade foarte mult riscul de cancer, pentru că metabolismul celulei canceroase este un metabolism lent pe bază de fermentarea glucozei și nu oxidarea glucozei. Ce înseamnă asta? Noi avem niște motorașe în celule, se numesc mitocondrii. Cu cât celula e mai utilizată, celula neuronul, celula creierului sau celulele inimii, miocardului, astea sunt celulele care muncesc cel mai mult. Inima și creierul muncește cel mai mult. Au foarte multe mitocondrii. Acestea sunt centrale de producție a energiei. Da? Cu cât celula e mai importantă, cu atât sunt mai multe. Stresul, gândurile negative, uzura, îți bate inima repede, că ești stresat tot timpul. Asta înseamnă uzura asupra celor celule. La un moment dat, scade nivelul energetic din organism, pentru că consum multă energie în background, așa, e ca un virus care îți intră pe calculator și el merge, rulează în spate acolo și se încălzește calculatorul și deodată se strică și nu știi de ce. Așa e și cu stresul. Acest stres consumă multă energie, strică centralele de energie, ca și cum am avea centrala termică de acasă. Dacă o ținem continuu să meargă de non-stop, ea se strică la un moment dat, mult mai repede. Și atunci, când se strică mitocondriile, vom produce din ce în ce mai puțin energie și celula va trebui să treacă pe fermentare, nu pe oxidare. Deci își schimbă modul în care își produce energia. Și asta cauzează proteine distorsionate și celula nu mai are acel control și apare astfel cancerul. Din cauza stresului pe de o parte, din cauza zahărului excesiv de o parte și a disfuncției mitocondriale, adică distrugerii centralelor electrice care ne produc energie. Deci e vorba de energie la nivel intim, la nivel celular. Facem post și asta se reglează, apare flexibilitatea metabolică, adică mitocondriile noastre devin ca niște motoare hibride. Pot folosi și benzina, și motorina, și curent electric, și... Pe scurt, voiam să vă zic și eu... Că trebuie să dăm publicitate, da. Și să le spun oameni că găsiți pe Dr. Cezar pe Instagram, TikTok, YouTube, că trebuie să spunem unde găsește lumea. Zic. Sunt studii făcute, domnul doctor probabil confirmă, sunt studii care arată că, în primul rând, sunt spitale în afară unde folosesc ca tratament keto și fasting. Mai ales în bolile spital, neurodegenerative, iar ajută postul, nu există un medicament pentru creier mai bun decât postul. Exact. Pentru creier nu s-a inventat încă un medicament mai bun decât postul. Deci cine ține la creierul lui, la mintea lui, la capacitatea de memorie, de concentrare și cine vrea să și-l păstreze pe termen lung, mulțumim. Este un beneficiu. Sperăm că a fost utilă toată discuția. Vă mulțumim mult. Revenind după publicitate, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Pe Dr. Cezar îl găsiți pe Instagram, YouTube și căutați cele 33 de motive care vă ajută să înțelegeți de ce e bine să țineți acest post. Mulțumim, ne întoarcem imediat.